Liceele cu profil agricol din județul Iași pun mare accent pe partea practică. Fiecare unitate școlară încearcă să facă și produse proprii pe care ulterior să le vândă. Elevii sunt cei care se ocupă, firește îndrumați de profesori, de întregul proces, de la identificarea unei rețete până la vinderea mărfii. Un astfel de exemplu l-a găsit în cadrul Liceului Tehnologic din Miroslava, colega mea Raluca Daria Diaconiuc, corespondenta noastră din Moldova. Avem dulceațe de măr și dovleac făcute de noi elevi din școală. Produsele sunt din grădina noastră, de la școlii. Mai avem dulceață de ardei iute, tot la fel făcute din produsele noastre de la școală, din grădină. Mai avem săculeți cu lavandă din grădina noastră, mulți din noi, din produsele noastre, și mai avem ulei aromatizat din ardei iute și usturoi, tot din grădina noastră, făcute de noi elevi. De ce faceți voi astfel de produse și unde ajung ele după ce sunt făcute? Produsele după ce sunt făcute ajung la vânzare și sunt făcute pentru oamenii de rând care doresc să deguste aceste produse. Practic, voi de pe băncile școlii sunteți învățați să valorificați și ceea ce aveți în grădină și să știți să le și vindeți. Da, suntem învățați ca să facem asemenea lucruri în orele noastre de practică, de la laborator, suntem învățați să facem. Caută lumea produsele voastre? Da, sunt căutate în general pentru gustul, mirosul, cum sunt făcute. Contează faptul că sunt făcute de elevi? Când vă întreabă cineva, sunt căutate și din acest motiv? Da, sunt căutate și din acest motiv. Oamenii știu cum muncesc copiii și sunt curioși cum muncim noi.